Nu, pentru mine nu mai există, nici nu știu cine este. Și uh, nu comentez nici de bine, nici de rău. mai de morți, numai de bine. Ana Maria Prodan a avut câștig de cauză. Gigi Becale a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce Ana Maria Prodan i-a făcut plângere patronul FCSB a fost atacat public referitor la derapajele avute de-a lungul timpului de sexy impresara, cea care a și publicat decizia pe contul său de Instagram, iar apoi l-a atacat pe finanțatorul de la FCSB. Scandalul dintre cei doi a început în iarnă, iar motivul principal a fost transferul lui Denisman la Parma. O declarație controversată făcută de patronul de fotbal a făcut-o pe soția lui Laurențiu Reghe, cam să-i facă plângere la Consiliul Național pentru combaterea discriminării. Eu vorbesc despre femei vreodată? Sau stau eu de vorbă cu femei? Tu știi că stau eu de vorbă cu femei? Hai, noroc, la revedere, sarea. Ce eu ceva treabă, bine, ai, bine, ai vorbit, ai pleacă, la revedere. Stau eu cu femei, vorbesc eu cu femei, fac eu afaceri cu femei. Când vine o femeie și vrea să facă afaceri, băi, și femeie, dar nu fac afaceri cu tine, deci nu fac femei. Există legi pentru cazurile în care bunul simț nu e o calitate nativă a persoanei în cauză, care vorbesc despre cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții, în această societate în care trăim cu toții, cu respect, cu profesionalism, respectând demnitatea fiecăruia dintre semenii noștri. Tot așa ne învață și biserica, mămica în primii șapte ani de viață, școala, legea, statul. Pe unii din noi, pentru ceilalți, cei care ne fac tuturor viața mai roz în societatea românească, există Gigi Becali, cel pe care nu l interesează tâmpeniile celor de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. El discriminează pe cine vrea el, care are bani de amendă. Am totuși o întrebare, ce ar trebui făcut când omul ne oferă, la aproape fiecare apariție publică a sa, atmosfera toxică a scandalului ieftin și a jignirilor și umilințelor pe bandă rulantă? Cam ce ar mai trebui să facă ca să ne hotărâm în sfârșit ca societate, să-i întoarcem spatele și să-i oferim anonimitatea pe care o merită, a scris Ana Maria Prodan pe contul său de Instagram. De unde nu e uh, nici Dumnezeu nu cere și eu am înțeles lucrurile astea, tocmai pentru asta habar nu am cine este acest om.